Germania va cere teste PCR cu rezultate negative la intrarea în țară pentru toți călătorii, chiar dacă vin dintr-o zonă care nu este considerată de risc. Cancelarul german Angela Merkel a explicat că guvernul a contactat toate companiile aeriene din țară pentru ca toți călătorii care se întorc din vacanța de Paște să facă un test înainte de întoarcere. Decizia a fost legată de polemica iscată de deplasările din vacanța de Paște în Mallorca. Angela Merkel a spus că acolo există complexe turistice deschise, dar a apreciat că guvernul insulelor Baleare a modificat restricțiile. Autoritățile germane au scos insulele Baleare de pe lista zonelor de risc, lucru care a dus la o cerere foarte mare a biletelor de avion, dar și a ofertelor de cazare pentru vacanța de Paște.